Nici nu o să repet ce ai zis. Îmi dai numărul nevastă, sa? Ce-a zis? Cât timp i-ai ținut pe el al ții doi în gură? Are cineva trei copii sau mai mulți? Presupun că... Wow! Cum dracu ați ajuns la stand-up, ia? Câți copii ai? Ai trei și ai arătat patru, nici nu mai știi. De la trei încolo nu mai ai, fără număr, ești nemul ăla, ca câți copii ai? Dă-i dracu, că nu mai știu. Pasul 4? A, cu tasul 4. A, înțeles că tasul e și el copil. Cum poți să nu faci copil, mă? Are grijă de trei copii, ăla e cel mai adult om pe care l-am văzut în viața mea. Nu poți să-l faci copil. Și-a mai aplaudat cineva acolo? Bă, dar unde? Tu ai copii? Câți copii ai? Unul și restul gură la nevastă. Ma, nici nu o să repet ce ai zis. Îmi vine... Sunt oameni care și-au pus mâinile în cap. A fost... Este... Eu am mai auzit glume de la oameni din public, dar atât de prea niciodată. Deci... Eu cred că nu mai... Eu cred că nu pot să mai pun întrebări publicului de acum încolo cât mai am carieră. Eu cred că nu o să mai pot... O să-l aud pe ăsta de fiecare, dar a zis, dacă n-ați auzit, îmi pare rău pentru asta, că aveați o viață bună. A zis că are trei copii, unul și doi în... Nu pot să zic, mă, nu pot să zic. A zis doi în gură la nevastă. Aoleu, se vede că nu-i nevastă aici, nu? Nu, normal, că n-ai tu pe să zici asta cu nevastă ta. Da, n-ai zis nevastă mea, ai zis iubita mea, nu? Da, minte. Minte e însurat? Îmi dai numărul nevastă sa? Dar ce dracu să fac cu el, că are deja copii în gură, nu mai vreau să mai... N-aș face nimic cu nevastă asta dacă ține doi copii de-al ăsta în gură, efectiv. Și nu, nu-i înghite, stă așa, doar merge cu... Ce faci, baby? Mm-mm. Dar ce-i în gură? Mm-mm. Ce copii? De ce nu-i înghiți? Păi vreau să crească, să-i nasc. Doamne, o să fiu în turneu prin țară, să mă urc, o să mă uit la cineva, ai copii, nu, și aud, parcă-i văd fața lui. Unul și doi în gură la nevastă mea. Eu nu mai pot să mai trec peste asta niciodată, efectiv, eu am nevoie de terapie. Câți ani are copilul tău ăla pe care l-ai? Sau n-ai nici copil, minți cu totul, adică tu doar... Are? Câți ani are? Spuneți voi, că nu mai vorbim. 2-3 ani pe acolo, am înțeles. O, stați bine, pe exactitate, stați bine. Îi pui la copil când e ziua lui, îi pui 4-5 lumânări, până aia, nu știu. Cât te stingi, atâția ani are. Până aia, îi pui 10 lumânări, dacă se sting 6, tati ai 6 ani. Nu, tata, am buletin, am 25 de ani. Pula mea, nu, eu nu știu, eu văd atâta lumânări, ai stins atâția ani. Doamne, ferește. Nu mai știu ce vreau să zic, a fost total... A, știu, gata, m-am o să aminte. Noi am crescut cu bătaie, asta v-am zis, noi am crescut... Nu știu, bă, nu... Noi am... Tu cu trei copii... Cât timp i-ai ținut pe el al ții doi în gură? Cât timp să țin? Să vă dea Dumnezeu sănătate, sper să nu vă supărați pe mine. Trei copii mâncați-și gura ta. Băi, ai trei băieți? Mamă, și trei băieți. Îi bați? Îi bați? Cât are cel mai mic? 12? Acum nu-i mai bați, da. Da, da, ți-au zis și cum a zis-o? Bine, acum nu-i mai bat, că sunt mari, nu la casă, sunt îndrălăiți. Mă, le-a pus două palmă. Mamă! Ai grijă! Nu dau, mă, băieți, nu dau, mamă, n-ai cum să... Trei copii, mă, mâncați. Hai să vă zic asta, că mi s-a terminat și timpul, n-ai bine, decât am stat uimit de doi în gură. Cum te cheamă tine? De ce râdeți, mă, că doar l-am întrebat cum îl cheamă, nu?
Nu l-am întrebat cum le cheamă pe copiii aia doi. Spermii și... Cum te cheamă pe tine? Adrian îl cheamă K-1076. Și mi-ai zis, mă, numele și CNP-ul, seria de pe buletin, ce căcat mi-ai zis? Dar nu mai vorbești cu mine deloc, că nu te deranjează? Dar iau, să-l folosesc, da, păi, dar iau cu mine în turneu, dar acum încolo îl pun ele, Adrian, are un copil și doi în gură la nevastă, să așa-l prezint, așa se va, așa-l prezentați voi de acum încolo la prieteni. Eu sunt George, el e Adrian, doi, trei copii are. Întreabă-l unde sunt doi dintre ei, întreabă-l. Nu mai spune că e rușinos, spun eu, în gură la nevastă sa. Dom'le, când o să audă nevastă ta gluma asta, să vezi supărare. Îi scuipă. De ce? Sigur când aude? Auzi ce a zis Adrian de tine. Ce a zis? Vă rog să-l aplaudați pe Adrian, care a făcut seara frumoasă și urâtă pe de-o parte. Și pe doamna mamă cu patru copii, dacă vreți să o aplaudați, să vă dea numai sănătate, să vă bucurați de show.